crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. 300 de euro e plecarea astăzi, 600 de euro, 1200 sau 2400 de euro. În mod excepțional în această dimineață, pentru a patra întrebare, dacă ajungeți acolo, avem răspunsuri care să vă ajute, însă pierdeți din bani și puteți câștiga mai puțin. Detalii când o să ajungem noi în faza respectivă. Simți tu că avem mai mulți concurenți astăzi, că ai vorbit la plural tot cap. Păi da, nu știu cine, nu știu cine e la telefon și dacă e un ascultător sau un cu prietenii lui, să știi. Laszlo din Oradea, Lații, bună dimineața. Bună. Salut, Lații. Bună dimineața. Bună dimineața. Ioregel, cum s-ar zice, nu? Ionisten. Așa. Oh. Nu știu ce ai zis, dar îți mulțumesc. Da, sperăm că e de bine. Ajută. Știu câteva cuvinte și mă bucur să le folosesc în ungurește. Da, te rog. Bună, bine ai venit. A nimerit-o George, ești cu colegi sau ești singur? Eu singur. Acum, momentan aici. N-ai nimerit nimic. N-am nimerit dar nimic. Dar păi unde-s colegii, măi? Am o singură colegă, dar ascultă radio. Aha. S-a dus să te asculte, bravo. Ia uzi că... Da. Suntem... Dar ce lucrezi la ții de aia singur? Stai puțin, suntem acum corect. Acum sunt în oală, la ora asta. În oală? Gătești? Da. Da. Ce? A, n-ai acum sunt pentru grădiniță. Am niște grădinițe și pentru alea fac mâncare. Ce mâncare faci? Nu l întreba. Astăzi. Astăzi, cartofi de coșniță și supă de pui. Butelete. Pe noi ne-ai prins pe cură de slăbire și suntem foarte pofticioși. Ce scuze. Da, nu-i nimic. Nu te iertăm. E foarte bine ce faci. Dar e Loții, nu Lații, nu? Loții se spune maghiară. Loții în Loții. Acolo. Deci Lații. Da. A, serios? Da, aici... Sunteți vari, da. Colegi? Da. E Loții. Colegii îmi spun Loțic, că e mai ușor. Loțic. A, așa, tata. Da. Bine, Loțic. Bine, colegule. Gata, Loțic atunci. Da. A, da. Știm cu ce te ocupi. Așa. Știm că e singur. Știm și câți bani avem. Plecăm de la 300 astăzi. E bine? Da, da. Să plec eu, nu... Da. Auzi, ai ceva pe foc acum? Da, dar e sub control. Așa, dă focul mai mic și concentrează-te bine de tot, că sunt mulți bani aici și poate că vrei să iei. Normal. Așa. Bine, hai să vedem, uite, începem de la 300 și vedem noi unde ajungem. Mult succes! Mersi! 300 de euro. Lații, pentru 300 de euro în dimineața asta, o întrebare din actualitate, ca să zic așa. Cum se numește vicepreședintele actual al Statelor Unite ale Americii, care a fost recent în România? Oh, Kamala Harris. Dar de ce e oftat așa? Of. Dintr-o dată așa zic eu cumva să nu să greșesc. Când ai oftat, am crezut că te-am pierdut. Sincer. De ce nu te-ai mai gândit puțin? Că aveai timp să te gândești. Mai mult oricum nu reușeam. Dar te-ai grăbit, ai dat răspunsul și poate... Deci, adică eram... Oricum asta îmi vine în minte și dacă mai stăteam 5 minute. Dar mă, nu-l fierbe, că e bucătar și știe. Am înțeles. Bine. Asta a fost bună! Bravo! 300 de euro! Bravo! Felicitări! Băi, bine, 300. Oh, mulțumesc din suflet. Da. Bine. Să mai fie. Îi mai spui o dată numele, te rog? Lați. Loții. Nu, nu, numele ei, Loții. Nu al tău. A cui? Al doamnei. Acași, doamnă. Asta, Kamala Harris. Asta, Kama? Kamala Harris, nu? Asta, tu îi zici cu R de la Radu, nu? Băi, Kamara. Kamala. 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 No. Kamala, Kamala. Nu, că e ok, răspunsul e corect, dar mi s-a părut că ai zis Kamara. Dar nu era un cântăreț. Ba da, Kamara e cântăreț. De la alb și negru. Și ce mai face el? El a jucat și fotbal. E rapidist. În echipa artiștilor. Deci de-aia nu mai știm nimic de el. Kamara, te iubim. Nu-i băga în seamă pe gura niște. Loții, că ai 300 de euro, mergi mai departe la 600. Am dublu sau nimic. Mamă, ești tare, bravo. Mi-mi place mult. 600 de euro. Foarte, foarte bine. Place mult de Loții. Hai că ținem pumnii. Concentrează-te. Nu până e la greu. Capăt. Nu e greu, dar concentrează-te, da? Hai, fii atent. Pentru 600 de euro, Loții, întrebare din oarecum gramatică. Iui, mai prins. Nu e grea. Am înțeles. Cum se numesc cuvintele care au aceeași formă și aceeași pronunție, dar au sensuri diferite?
Semantice. Cum ar fi bancă? Bancă din parc sau bancă instituția financiară? Asta e un... Da, am înțeles. Am dat așa, oricum nu-mi venea ceva în minte, dar... Nu, no, sunt gur, iertați-mă. Nu, n-are nicio importanță n-are legătură. Asta, că nu e... Că e un termen internațional. Nu știu dacă e și în ungurește la fel. Nu, dar în engleză... Da, dar nu e engleză. Ce legătură? Dar manceți aici că e ungur. Cred că și franceză e la fel, dar... Oare legătură? Nu, da, e zi. Da, deci bancă-bancă, două înțelesuri diferite, același cuvânt, știi? Da. Cum ar veni? Da. Cer, cer, cer. Facem noi în clasa 5 acum. Cer, și cer. Sunt alea, Luții. Ham, ham. Șuncă și lătrată. Da. Da. Nu, n-a mers. Ah, Loțic, ne pare tare rău că ai fost tare drăguț și curajos. Mulțumesc. Și ne-a făcut mare plăcere să vorbim cu tine, să le faci un piure corect copiilor. Dar spune-i răspunsul. Asta, promit. Răspunsul corect era omonime. Omonime. Omonime, doamne. Cum se spune în ungurește, știi, la cuvântul la... Nu. Nu știu. Nu. Da. Noi am făcut școala în limba română, dar... De. Da. Îmi pare rău, Loțică. Asta este. Că sunăm mult de tot, că ai intrat cu noi în direct și să ne mai suni. Ești simpatic. Bine, plăcerea a fost din partea mea. Okay. Spor la treabă. Te pupăm. Am avut 300 de euro, 600 de euro. Ce rău, îmi pare. Mâine plecăm de la... 400 de euro. Wow. Și ajungem 800, 1600, 3200 de euro? Wow. Mamă, ce bani. A lot of money. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.